Mândria unui interpret sunt trofeele și diplomele pe care le are. Noi am fost la Doina Sulac acasă, care ne-a deschis în exclusivitate ușa spre dulapul cu cele mai de preț lucruri pe care le poate avea un artist. Vă arăt mândria mea, adică toate distincțiile, trofeile care țin foarte mult, pe care le-am acumulat de-a lungul vieții, de-a lungul carierei artistice și toate sunt foarte prețioase pentru mine, dar câteva o să povestesc din cele care sunt aici. 100 de ani când am luat trofeul centenar, adică 100 de ani de la acea sărbătoare frumoasă a unirii țării noastre cu mama țară, cu România. Atunci am interpretat piesa cântată la Veni. Sala m-a aplaudat în picioare. Vezi de foame, cinci copii nescul cedeau, chimuiți pe un pat din scânduri, lângă lor mama plângeau. După care, în anii 2010, am fost cea mai vândută, bine vândută copertă a unei reviste din Republica Moldova. E o diplomă la care țin mult. Și în 2010, la invitația tatălui lui Dan Bălan, domnul, pe atunci ambasador Mihai Bălan, am fost invitată să susțin un concert solo în Grecia. Și a fost foarte frumos și concertul și amintirile care mi-au rămas de acolo și oamenii care m-au întâlnit, a fost ceva foarte, foarte extraordinar de frumos. Mai am trofee precum din astea cu Premiul Național în domeniul muzicii ușoare, la diferite piese, cântece, care au fost premiate, scrise de mine. Una dintre cea mai dragă distincție este distincția care mi-a acordat-o în anul acesta, în anul trecut, ca și cum președintele Republicii Moldova mi-a acordat distincția de artist emerit, cu care mă mândresc mult. Și la fel, nu m-am așteptat, a fost așa o surpriză pentru mine, dar cumva era și timpul, probabil. Fiecare distincție și are timpul său și vremea sa, adică potrivită. Mă simt cumva împlinită că am avut așa ocazie ca să susțin concertele mele și să bucur diaspora noastră de peste hotare, care știe, de fiecare dată m-a întâmplat cu foarte multă dragoste și cu dorul ăsta mare de casă, cu dorul de țara noastră. Chiar dacă ei sunt departe, dar ei sunt cu gândul acasă și cu sufletul acasă.